atenție de astăzi cu ordinea de zi pe care dumneavoastră ați primit-o cu președintele de ședință vechi, domnul Roman Lică. Da. Aveți cuvântul, domnul președinte. Ne bucurăm că ne întâlnim în primul rând sănătoși într-această formulă și sper că și ceilalți care au întârziat vor veni și vor fi tot sănătoși. Și am vrea ca în timpul pe care îl vom parcurge, să-l parcurgem cu folos și hotărârile Dumnezeu să ne dea înțelepciunii să fie în folosul comunității. În primul rând, supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Dacă sunteți, cine este pentru? Deci, în 28 octombrie și 5 noiembrie, la cele două ședințe. Da, s-au făcut două atunci, cu votul ordinat. Vă mulțumesc! Vom trece la ordinea de zi pe care dumneavoastră ați parcurs-o și începem cu punctul numărul 1. Eu vreau să mai adaug. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Vă mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu. Deci ordinea de zi se suplimentează cu cele două puncte pe care au fost anunțate. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Domn primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare cu privire la propunerile indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Subsemnat, în calitate de primar, având în vedere raportul de specialitate al doamnei Rău Mirela, consilier superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului buget finanței, al aparatului de specialitate al primarului, Comunii Himeiuș, județul Bacău. Având în vedere prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, legile bugetului de stat pe 2021 cu numărul 5/2021, HCN 23 15 aprilie privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și legea 226/2021, hotărârea de guvern 1073/2021, norme de aplicare a legii pentru acordarea subvenției de încălzire a locuințelor cu lemne, cărbuni, combustibil, petrolieri, energie electrică și gaze naturale. Propun modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 după cum urmează. Partea de venituri cu 150.000 de lei. Subvenții, bani care vor veni din evaluările pe care le avem făcute de la guvern. Subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuințelor cu lemne, cărbuni, combustibil, petrolier. 150.000 de lei. Partea de cheltuieli, tot 150.000 de lei. Administrație locală, 30.000 de lei. Alte cheltuieli de funcționare. Asistență socială, 150.000 de lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor, 150.000 de lei. Iluminat public și alte cheltuieli materiale pentru funcționare, 30.000. Cam atât. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt, dacă aveți păreri diferite, propuneri sau sunteți de acord, e foarte bine. Aveți cuvântul. Dacă nimeni nu are de comentat, de spus nimic, să punem la vot. Cine este de acord cu rectificarea bugetului? Vă mulțumesc, abțineri. Împotrivă, nu. Mulțumim frumos. Punctul numărul 1 este aprobat. Trecem la punctul numărul 2, care spune așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, construire piste pentru biciclete de-a lungul drumului național DN5 pentru Comuna Himeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar. Poftiți, domnul primar. Mulțumesc. De la această primă pornire și până la finalizare, sunt pași mulți de făcut și conform legislației în vigoare, an de așteptări. Dar orice lucru trebuie să aibă un început. Noi ne-am dorit, ne-am propus și sperăm să ducem la îndeplinire. Proiectul este intitulat Construire de piste pentru biciclete
de-a lungul drumului național 15, în comuna Hmeu, județul Bacău. Mai exact, de la bariera de la intrarea în comună, la Popasu și până la poligonul de tranzit la Gălen. Suprafața ce se află pe teren, ce se află suprafața comunii noastre. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoarea. Având în vedere apartenența comunei Hemioș în zona urbană funcțională Bacău și implicit la zona metropolitană Bacău, având în vedere creșterea demografică, având în vedere profilul economic și dinamica creșterii a activităților pe domeniul diversificate de activitate cu potențial de creștere în viitorul apropiat, creșterea fondului și dinamica creșterii locuințelor și implicit a populației, având în vedere necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere, tehnico-utilitare, rețea de apă și canalizare, gaze și energie electrică, cât și a energiei regenerabile conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, articolul 42. Planul de amenajare a teritoriului județean are caracter director și reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socioeconomică a județului și implicit a comunii Hemiuș. Planul de amenajare a teritoriului județean se corelează cu cel zonal și național, precum și cu alte programe de dezvoltare guvernamentală. Având în vedere obiectivul general propus, conceptul strategic care sintetizează viziunea de dezvoltare a comunei Hemiuș, comuna Hemiuș, condiții de viață ca la oraș într-un mediu economic deschis oportunităților, din acest motiv vă propun partea unei strategii de rețelele pentru piste de biciclete realizarea unui tronson de-a lungul DN15 pe raza satului Lieș și Hemioș, de la intrarea în Lieș dinspre Bacău, de la bariera Ghereș până la ieșirea din Hemioș spre Gălen, poligon militar. În temeiul articolului 121 alineatul 2, articolul 139 alineatul 1, articolul 196 alineatul 1 litera A, articolul 197, articolul 243 și ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, prevederea articolului 41, 44, 45 din legea 217/2006 privind finanțele publice locale, prevederea legii 50 privind republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrurilor de construcție. Față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții. Construire piste pentru biciclete de-a lungul drumului național DN5 prin comuna Hemeuș. Deci ăsta e primul acord din partea dumneavoastră pentru a putea face pasul necesar. Aveți posibilitatea să luați cuvântul și să comentați proiectul respectiv. Bănuiesc că dacă nimeni nu are de comentat nimic, înseamnă că suntem de acord cu acest proiect și ne-l și dorim ca să avem, într-adevăr, piste de bicicletă pe drumul național 15. Cine este pentru? Dar nici o să fie până la urmă. Poftim? Din beton sau pavel? Nu știu. Deocamdată, la fel. Beton sau asfalt? Dacă ar fi beton, ar fi deapă. Da. Deci cine recomandă? Proiectantul și architect. Asfalt. 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 Dar piste de biciclete nu sunt prin oraș, prin favele. Favele. Depinde probabil de teren. Și ei decide oricum. Trebuie funcții de apartament. Cine este pentru? Nu trebuie să facem pașii care trebuie. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate, proiectul numărul 3 a fost aprobat în Consiliul Local. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind solicitarea trecerei unor la 3. Proiectul de hotărâre privind avizarea balanței apei sistemului de alimentare cu apa al comunei Hemiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Salvador Săpotei, domnul. Am aprobat în luna lui octombrie efectuarea unei balanțe apei sau septembrie. Problemă legată de predarea apei către compania regională de apă Bacău. Am reușit să avem, în urma celor două citiri ale apometrilor, să avem întocmită balanța de către un specialist, balanță asumată, pe care trebuie să o trecem prin Consiliul Local, după care, împreună cu hotărârea de Consiliu și cu acest document, să ne înaintăm către CRAP pentru a putea începe demersul de preluare a investiției de apă.
Aici nu știu care ați reușit să studiați materialele. Am avea o pierdere reală de 17,23%. Acum, depinde la ce este raportată această pierdere. La un consum mai mare, la un număr de abonați, la un... ea e făcută pe 12 luni, conform graficului și calculul întocmite de specialist. Și da, pentru fiecare lună, pierderi reale, pierderi aparente. Număr de branșamente, număr de apometri, număr de branșamente 330, număr de apometri, casnici autocontorizați 323. Branșamente consumatori non-casnici 7. Cam astea sunt date tehnice, așa, din urmă. Da, aveți cuvântul. Dacă nu aveți nimic de... Da, puteți. A fost o solicitare vis-a-vis de preluare? A fost o solicitare, ultima solicitare a companiei de apă, în luna august-septembrie, după ce am analizat de sfârșit, au ieșit toate bune și nu mai avem alt motiv care să împiedice predarea apei, au venit cu această cerință. Condiții. Vă dați seama că a fost un volum extraordinar de mare și din partea noastră, întrucât nu aveam personal specializat. Trebuia să luăm fiecare cetățean care are apometru și este înregistrat la noi. Am mai depistat și pe alții care nu aveau documentația legală. Nu zic că nu ar mai fi și acum branșați ilegal. Noi ne vom strădui să-i depistăm, mai ales că dacă o să facem predarea și o să mergem împreună cu ei pentru a băga în baza de date cele apometrii, pentru a face citirea de la distanță, vor veni cu niște aparate speciale ale lor, le spun că au posibilitatea să depisteze dacă sunt pierderi brașări ilegale. Sperăm să găsim înțelegeri, noi o să ne dăm tot, o să le dăm tot sprijinul în situația când vor să ne preia. Dacă nu, trebuie să luăm o decizie de înființarea unei societăți în cadrul primăriei, să avem serviciul nostru, că nu putem continua așa investiția. Asta ar însemna să închidem stația de tratare și puțurile, pentru că în felul ăsta nu putem, că tot generăm consumuri și consumurile se trebuie plătite de cineva. Și v-a dat speranțe că până la urmă o să preia sau nu? Astea au fost condiții. Noi am dus la îndeplinire tot ce ne-a cerut. Sper să nu mai găsească și altceva. Deci din fișa de protocol care aveam încheiat în 2018, nu apare nicăieri acest lucru. Cum nu au apărut și alte, cu abonații. Dar de fiecare dată au mai impus câte o regulă în timpul jocului. Să sperăm că asta e ultima regulă și o să reușim să o predăm altă. Așa ce este asta în discuție este în legătură și cu mărirea postului apei. Poftim? Ce este în discuție este și în mărirea postului apei. Ați văzut cu apărul știrii să mărești și prețul apă. Prețul apă se mărește conform unui grafic. Da, da. Stabilit în ședințele ADIS, Consiliul de Administrație și AGA, ADIS-ul ADIP-ului. Și atunci, ca și la taxa pe salubritate, dacă ați văzut și la Bacău, prețul pentru anul ăsta trece undeva de 11 lei și de persoană pe lună. Așa prețul la metru cub și la apă. Dar noi, nefiind încă preluați, nu putem aplica niciun fel de tarif, deocamdată. Doar pe zona sunt în ea. Păi, asta vreau să mă întreb și eu. Avem așa, în sistemul, încerc să înțeleg, de-aia întreb. Avem în sistemul de la Chemeiuș o parte din conducte preluate și o parte nepreluate. Da? Pe cele preluate, să înțeleg că sunt abonați care au apometru, au contracte cu CRAB, și care plătesc apa.
Pe cele nepreluate e la fel? Adică există apometre, există contracte, cetățenii respectiv plătesc apă sau nu plătesc pe partea nepreluată? Nu plătesc. La fel la canalizare, întreb, pentru că nu-mi dau seama cum se facturează canalizarea la cei care nu au apă. Hidroforul. Da, e hidroforul pe puțul omului, e pe... Da, poate nu folosește tot apa la casă din hidrofor. Mai udă în grădină, mai, mai are o bucătărie, nu știu unde, mai deci întrebarea mea este în felul următor. Nu cumva aceste minusuri, că este o cantitate foarte mare acum pe care văd că ați depistat-o în urma reglării acestui, e un bilanț, e o balanță, această cantitate nu cumva provine din cei care sunt pe sectorul nepreluat? Păi numai despre ăla discutăm. Păi despre ăla? Numai despre ăla discutăm. Nu discutăm despre cel preluat la CRAP. Nu avem treabă cu ăla. Ăla nu este a nostru. Da, că sunt în el e preluat de CRAP. Deci noi nu mai avem nicio intervenție. Nu este a nostru sistem. Balanța nu este. Balanța pentru cei, sistemul de alimentare în curs de preluare. Noi facem tot ce am deplinit tot felul de măsuri impuse de CRAP pentru a putea... Dar lumea e racordată sau nu e racordată? Asta întreb eu. 330 de racorduri sunt făcute. Legale. Care le știm noi. Care le știți dumneavoastră și care au contor și contract totuși cu cineva. Nu au un acord de principiu cu primăria. Noi știm de ce. Că nu plătesc. Dar nu plătesc nici. Nu plătesc pentru că noi nu putem distribui. Nu putem încasa. Dar sumele acestea nu sunt ale lor? Asta mă întrebați. Da. Și nu se pot recupera de la dumnealor? O să vedem. O să vedem în ce condiții, cum putem recupera, pentru că noi nu suntem avizați la NRSC. Da, deci, m-ați înțeles, cumva dumnealor nu trebuiau să permită racordări pe această conductă dacă nu o preluau. Sau dacă le permit să le contracteze, să le... A fost o măsură impusă la 2019, în luna noiembrie, și a spus așa, domnule, noi facem o afacere. Noi nu putem să luăm un sistem fără să aibă abonat, să de mâine când noi l-am preluat, să nu producă. Și ați făcut abonați. Și atunci a spus așa, dacă în 2-3 săptămâni veniți cu 100-150 de abonați, vă preluăm. Cum ne preluați? Ce trebuie să îndeplinească acel abonat? Și atunci iar din nou pe baza unor adrese, ce fel de cămin, ce fel de apometru, ce fel de fi să aibă, deci tot, toate condițiile tehnice le-am cerut tot de la CRAP. Am dus la îndeplinire și chestia asta, după care au început iar cu analizele, că e clorul mai mare, că e clorul mai mic, dacă e clorul mai mic, păi nu, atunci trebuie spălată instalația. De unde reiese acest minus totuși? Asta era întrebarea. Sunt pierde tehnologice, sunt pierde. Sunt de fapt consumul celor care s-au racordat, acești 100% de cei. Acelor care nu au declarat. Noi aici pierdem, de asta trebuie să știi. Pe asta interesează un sistem când îl preiau, care sunt pierderile. Sunt pierderile tehnologice și sunt pierderile de sistem. Ei vor această balanță pentru a evalua sistemul, câte pierdere au, care este randamentul lor. De exemplu, aceste pierderi se regăsesc probabil cu siguranță 99% în cei branșați care nu au declarat nici până la ora actuală. Deci branșați. Dar cum trebuiau să declare? La primărie. Acum la primărie. Este până după 2019. Noiembrie la primărie. Dar nu puteau plăti, doar declara. Atât. Doar declarativ ca să putem să facem consumul și atunci nu mai rezulta acea diferență între ce este la vot și ce este la consumator. Aia clar este o pierdere, dar pe interesează dacă sistemul are vicii, adică dacă există pierderi pe sistemul central, sau dacă există aceste pierderi pe care vor depista. Noi nu avem acum, eu nu am un contract cu cineva ca să spun că s-o branșat ilegal și pura apă. Pentru că eu nu încasez la nimeni și atunci nu pot să intra nici pe la răspundere care el are. Și domnule, nu am știut că trebuie să declar. Când o să-l prindă și o să aibă grabă, atunci o să fie penal. Omul ăsta de apă este suplimentar față de cel declarat, de cei contorizați. Și neplătiți, atenție, că n-au avut cui. Nu? Da, așa este. Iar noi nu puteam, n-am putut avea niciun control atât timp cât această instalație de alimentare cu apă a fost recepționată în 2014.
Atunci când s-a făcut recepția, atunci trebuia să fac un control, să vadă, sunt pierde, nu sunt pierde, probe. Bun, și revin la aceștia care sunt contorizați acum, prezent, care au declarat la dumneavoastră, n-au plătit, vor plăti vreodată sau? Nu. De acum, când prea grav. De momentul în care le se face contractul, se va face cu seria controlului respectiv, cu indexul respectiv și vor face un contract. Astea au fost probe tehnologice, au intrat în... Și ce faceți cu, ce facem cu volumul ăla de apă? Cu care? Care, care este în plus? Da, nu, în plus. E plus, doamnă, lor ani de secție, să știți că 15% pierderi tehnologice sunt considerate normale. Da. Dați mai mult. Așa e. Da, da. Vor mai fi avare, mai fost, s-a mai întâmplat. Ce sunt? Acum depinde de sistem, că e o discuție. Cu cât sistemul este mai mare, 20% poate să însemne o valoare foarte mare și nu este rentabilă, cu cât sistemul este mai mic și 30% s-ar putea să nu însemne nimic. Întrebare, deci nu plătește nimeni apa aia care... Da. Acum, tocmai de asta ne vedem nevoiți după această ultimă încercare să o primăm. Adică până nu vom avea altă variantă, pentru că nu mai justificăm cheltuielile. Și nu mai avem altă, nu mai avem altă. Da. Mai sunt comentarii la punctul numărul 3. Dacă nu mai sunt, să punem la vot. Cine este pentru... Și la 4. Cine împotriva, abțineri, nu. Mulțumim, punctul numărul 3 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Emiliu. Al comunei Emiliu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Poftiți-l primar. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri aflate în administrația societății Parc Industrial HIT, ESA, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al comunei Hemeuș. Județul Bacău și comuna Hemeuș sunt acționari ai societății Parc Industrial HIT, ESA. Capitalul social fiind deținut în procent de 22,3% de județul Bacău și 77,68% de către comuna Hemeuș. Societatea funcționează pe un teren care aparține domeniului public al comunei Hemeuș, iar clădirile, rețelele de editare, terasamentele, drumurile, platformele și parcările construite pe teren, cu o valoare totală de inventar de 24.013.808 lei, fiind domeniul public al județului Bacău. Societatea a fost creată conform legislației în vigoare la acel moment, în cadrul unui parteneriat care viza construirea unui campus IT, stimularea pe plan local și regional a afacerilor în domeniu, a unor activități industriale conexe, susținerea și încurajarea spiritului antreprenorial și în rândul specialiștilor, atragerea investitorilor strategici ce pot dezvolta proiecte specifice. Având în vedere interesul local predominant, rezultat din destinația și afecțiunea bunurilor, coroborat cu faptul că dreptul de proprietate publică nu este altceva decât expresia juridică a apropierii comunitare a imobilului de colectivitatea locală respectivă, în scopul satisfacerii interesului public local și al respectării dreptului și capacității efective a autorităților administrației publice locale de a soluționa și a gestiona în numele și interesul colectivității locale, treburile publice în vederea creării posibilităților de luare a unor decizii unitare și coordonate, a unei evidențe financiare unice și a unor posibilități crescute de valorificare a imobilor, apare ca justificată declararea bunurilor constituite pe terenul aflat în domeniul public al comunei Hemeuș și administrate de societatea Parc Industrial ITSA, ca bunuri de interes public local și trecerea acestora din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Hemeuș. Pentru atingerea dezideratului mai sus arătat, posibilitatea de a transfera imobiliile proprietate publică al județului Bacău în proprietatea comunei Hemeuș este prin aplicarea dispozițiilor articolul 294 alineatul 2 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
care prevede că trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrative teritoriale, de pe rata teritorială a județului respectiv, se face la cererea Consiliului Local al Comunei prin hotărârea Consiliului Județean cu respectarea formului prevăzut articolul 39 al alineatul 2 din același act normativ. Arăt faptul că urmarea comunicărilor purtate între județul Bacău și Comuna Hemeuș se impune transferul de bunuri aflate în administrația societății Parc Industrial HIT, IESA, din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Hemeuș prin procedurile prevăzute de lege. Având în vedere cele menționate, consider necesară și o oportună inițiativă având ca obiect solicitarea trecerii unor bunuri aflate în administrația societății Parc Industrial HIT IESA din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Comunei Hemeuș, motiv pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri aflate în administrarea societății Parc Industrial HIT IESA din domeniul public al județului în domeniul public al Comunei Hemeuș. Aici lista cu investițiile și valoarea lor. Aveți cuvântul, poftiți. Tot firma care administrează acum societatea care administrează să administreze în continuare? Cum? Tu societatea o să administreze? Dar tot societatea pentru că este... În insolvență, nu? În insolvență. E lichidatorul... Am văzut că Sierra Quadrant administrează, nu e lichidatorul. Da, administratorul judiciar. Da, dar știm cumva în ce stadiu este, adică dacă, din ce am văzut ultimele cifre din bilanț, arată că e pe pozitiv, e pe plus. Da. În ce stadiu, acum mă refer, datorii față de creditori, avem... Are continuare, dar planul e salonat în așa fel, cât în ăștia 4 ani... Stim. Deci, practic, nu s-au abătut de la planul propus din măsuri. Este sub control, monitorizat, adică de... Și din ogor, tot ce se fac acolo, primăria, o să trebuiască să plătească? Cum? Renovări, ce o să mai fie? De acum, primăria o să fie, o să... Consiliul local o să hotărască ce va face în continuare cu acele clădiri. Le dărâmăm, le vin, le închiriem, le concesionăm. Sunt la dispoziția noastră. Totul este atunci să facem ceva, să aducă bani, să producă. Păi asta, să nu mai dea primăria, mă gândesc. Cum? Zic să nu mai dea primăria, la renovări, la din astea, la... Să nu vreți să nu mai dea primăria, la corona, mă zic că tot să renovează. Dar ești proprietar, cum vrei să dea? Poftim? Dar ești proprietar? Păi nu. Să nu mai duce copii capă. Nu, le face să producă și din ceea ce produc, să se renovă. Dacă produs, cum a produs până acum pentru primărie? Dar avem o situație a chiriașilor sau firmele care sunt în incinta HIT Park. M-am uitat ieri pe site, acum nu știu dacă e actualizat firmele care apar la noi pe HIT Park. Una din ele am văzut că e cercetată de DIPOT pentru fraudă cu fonduri europene. Din DIPOT sau din cei care au contracte cu parcul industrial? Da, chiriași sau în rezultat sunt chiriași. Deci, contractele de administrare se încheie între SG HIT și firma respectivă. Alt contract cu noi, cu primăria, nu au. Decât impozitul pe salarii. Impozitul pe salarii, concesiunea? Nu este vorba de Bimercate și Tecnostan. Cei care stau în clădirile astea care le preluăm acum. Da, pentru Interdevelopment, o firmă din București. Am uitat și eram curios să cinem. Cine mai e acolo? E la modă. Nu vă contrează. Da. Se poate. Deci când s-a terminat cu lichidatorul, atunci o să fie a noastră, trebuie să avem controlul. Și acum e tot a noastră, majoritatea. Păi nu prea au fost a noastră până când au intrat în insolvență. Până a noastră, tot a noastră, e și acum, doar că vă administrează altcineva. Dar cum decide după ce vei fi proprietar, ce să facem cu el? Cu acordul dumneavoastră, vom stabili în continuare măsurile care trebuie să fie impuse și luate. Acum fiecare firmă trebuie să-și clarifice situația juridică, că nu e problema primăriei. Alt
alte probleme. Avem o surmeze și cu spațiul din cadrul liceului, cu ce tot ce e acolo. Din, cum? La fel o să se întâmple și cu spațiul de la liceu, nu? Cu internatul, cu școala. Imediat după ce o să apară legea, să aibă zonii de aplicare, legea a apărut, clădirile care aparțin domeniului public, care au fost date spre administrare către școli, noi suntem proprietari, dacă în ultimii trei ani nu s-a mai desfășurat activități de învățământ, obligatoriu vor trece la patrimoniul public. În administrarea primăriilor și primăriile vor decide la fel ce vor să facă cu ele. Nu mai trebuie să mai deducem iar Consiliul de Administrație la școală, la inspectorat, la minister, pe 3, pe 5, pe 7 ani. O să fie acolo stipulată în lege, exact condițiile clare, ce putem face și cum putem să le închiriem sau să le concesionăm. Schimbarea destinației mai simplă. Înainte noi era, schimbarea destinației era doar pe activități înrudite cu învățământ. Nu, ideea era să nu treacă prea mult timp să ajungă. Noi avem o evaluare. Mai mare decât ieri. O evaluare făcută, avem clădiri care trebuie să demolate și clădiri care vor rămâne acolo. Terenul o să rămână la dispoziția Consiliului Local și vom vedea ce facem și cu terenul. Este expertiză făcută, stabilit cât e metru pătrat pe construcții, cât e metru pătrat pe teren. Le vom reactualiza în momentul când le vom scoate la licitații. Fără licitații nu se pot da. Asta sunt condiții. Da. Cine este de acord cu punctul numărul 4? Cine se abține? Împotrivă? Mulțumesc. În unanimitate punctul 4 a fost votat. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitude către societatea Delgaz Green DSA asupra terenului în suprafață de 19 metri pătrați din domeniul public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării de alimentare cu energie electrică, anexa gospodărească Putnarul Silviu, în satul Fântânele, Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Poftiți, domnul primar. Da, aici e aceeași problemă. Trebuie să, când e vorba de dat, trebuie să dăm conform legei e unul, se pune la dispoziție o anumită suprafață care o dăm și cu titlul gratuit, iar după aceea, când avem nevoie de avize, se umblă pe la E1 să ne ajute. Da, subsemnatul Bârzu Viorica, în calitate de salariat în cadrul compartimentului urbanism, va duc la cunoștință următoare. Societatea CC Delgazvir, ESA, prin societatea proiectantă SC Servicii Energetice Proiectare SRLA, solicitat din partea, prin cererea numărul 1100 din 23.08.2021, înregistrată la instituția noastră cu numărul 10.732 din 40.2021, acordarea unui titlu gratuit a dreptului de uz și servitudine a suprafeței de 19 metri pătrați, teren aflat în domeniul public al Comunii Hemeiuș, strada Fântânilor, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, anexă gospodărească Budnarul Silviu, localitatea Fântânele, Comuna Hemeiuș, de Bacău. Terenul pe care se vor amplasa instalațiile electrice proiectate este situat în intravilanul satului Fântânele, pe strada Fântânilor. Suprafața necesară execuției lucrărilor este de 19 metri pătrați, reprezentând terenul ocupat definitiv de cablu electric subteran de energie electrică necesar pentru alimentarea cu energie electrică a construcției cetățeanului Budnarul Silviu. Lucrările ce se vor executa. Se va poza cablul electric subteran în șanț, pe pat de nisip, pe teren domeniul public cu o lungime de total aproximativ 38 de metri lineari, ori 0,5 metri, coridor de lucru, suprafață ce estimată la 19 metri pătrați. Cablul electric va supraversa drumul comunal de Hemeiuș Fântânele pe o lungime de circa 13 metri, după care va continua pe marginea drumului până la intrarea în proprietatea privată. Subtraversarea drumului comunal de Hemeiuș Fântânele se va realiza prin foraj orizontal subteran. Solicitarea are ca bază legală prevederile articolul 12, articolul 14 din legea 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, privind atribuțiile consiliilor locale în domeniul energetic, precum și articolul 129 aliniatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57 din 3.7.2019. Având în vedere cele arătate mai sus, supun spre analiză și aprobare
a unui proiect de hotărâre cu privire la acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz servitute către societatea CSD Gaz, Grid S.A. pentru suprafața de 1 metru pătrat, în vederea executării lucrărilor alimentare cu energie electrică, locuința Adam Emanuela, intrare rețea linie electrică, joasă tensiune, aferentă pentru transformarea a 3 km. Actele de cererea de solicitant, memoră tehnică, aviz tehnic de acordare, așa, aviz primar, certificat de urbanism, plan de încadrare în zonă, plan de situații, extras din plan cadastral, extras din plan carte funciară, extras de carte funciară, număr cadastral. Cred că sunteți de acord să punem la vot punctul numărul 5. Sunteți pentru, mulțumim, abțineri, împotrivă, unanimitate, punctul 5 a fost aprobat de Consiliul Local. Trecem la punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de marcaje rutiere pe drumul comunal 194 de Meiuș Lilieci și în parcarea din incinta primăriei de Meiuș de Subacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava. Subsemnatul, în calitate de primar al comunei Meiuș, având în vedere raportul doamnei Filipan Daniela, referent cu atribuții de agent poliției locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Meiuș de Subacău, având în vedere prevederile legii 277/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 567, legea bugetului de stat pe 2021, cu numărul 15/2021 și hotărârea Consiliului Local 23 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, solicit să aprobați realizarea de marcaje rutiere pe drumul comunal 194 de Meiuș Lilieci, ce vor completa diferența de marcaje deja executată, executate prin proiectul modernizare drumului de interes local, finanțate prin Agenția de Finanțare Investiții Rurale. De asemenea, este necesar să se realizeze marcaje și în parcarea din incinta primăriei, în vederea rotizării parcărilor auto pentru a nu mai crea aglomerație. Aici a fost un tronson de drum care a fost prins pe fonduri europene. Și a fost în proiect, trebuiau executate marcaje și a trebuit să facem și diferența până la drumul național și până la drumul județean, că nu dădea bine. Un drum numai la jumătate făcut cu marcaje. Și niște marcaje în curtea primăriei, pentru că aveam parcarea în față, avem cealaltă parcare laterală, mai completată în fața garajelor, să aibă oamenii unii, când vin la primărie, să aibă unii parcaj. Protezat, le-am numerotat, să arăte cât mai elegant și mai frumos. Sunteți de acord cu această hotărâre? Da, da. Poate vă scăpa și mie. Unde un loc a spus și pentru noi, consilieri, acolo că am fost de curând la primărie și m-ați bombărit că am parcat în față. Da. Un loc să zici, Consiliul Local a fost, ne păstrați, nu sunt, eu scapă, aveam... Sunt locuri... Toate locurile sunt trecute pentru cu... Pentru că la mine, la primărie, erau toate ocupate, era toată parcarea așa și am parcat în față și m-ați bombănit. Păi n-am știut cine doamnă. Ei, ba da, i-a zis-o doamna Lugu, la doamna prefeta, asta-i doamna Petrescu aici, au parcat. Asta a fost, a fost că nu a trebuit să plecăm noi la... Da, dar am plecat imediat, nici nu m-am simțit prezența. Da, simțiți-o acolo, nu vreau în față neapărat, să ziceți, aici e pentru un rezervat. Nu puteam să ne rezervați, vă dați seama dacă avem mașini. Ați spus niște numere acolo și nu știu ce cu numerele alea, 11, 12. Ca să știm cât e mașini în cap doar. A, este un loc. Este? La numărul 11 rezervat. Numărul 11? 1. 1, ok. Avem locuri, slavă Domnului. E vorba de colegii noștri, de domnii consilieri, doamne care vin. Vin tot felul de firme, vin tot felul de care n-au nicio treabă cu primăria, parchează un microbus sau îți parchează o mașină de aia în mijlocul curții. Păi ați spus semnul de interzis cu ei. Păi am pus, dar nu... Cine respectă? Nu-l respectă. N-ai voie, la Consiliul Local, n-ai voie. Ba, o să încercăm să vedem pe parcurs, să vedem unde mai putem face niște locuri de parcare, că chiar nu avem spații. Ne-am sunt gândit... Sunt silită, care este plină. În garaj, păi și în garaj acolo am făcut, da, sunt locuri. Păi am făcut 3 locuri în garaj, mai sunt 3 parcări și în fața garajului. Am primit. Da. Dar dacă ați scris acolo, Consiliul Județean, trebuie să-i lăsați și noi să intrăm în curte.
Aveți loc. Domn Puiu, aveți de... Da. Deci facem la drumul ăsta, care e drumul comunal. Acum au început tirurile să treacă pe asta. Adică ieri era să dea un copil. Este o familie care stă lângă școală. Știu. Cu un copil de vreo 2 ani. Am oprit să iau copilul din stradă. Chiar am întrebat pe la mai mare, bă, unde stai? Și au zis că stăm aici, la casa, lângă... După aceea s-a terminat această... 6,5 ori sau ceva. Păi nu putem pune din capul nostru. Am făcut adresă către politică, de serviciu rutier. Și așteptăm să primim avizul lor, pentru că serviciul de drumuri și serviciul rutier vor stabili unii montani. Da, și trece și peste podul ăla. Nu știu dacă ăla duce 40 toni sau câte. Am făcut numeroase adrese. Și mai avem indicatorul ăsta care arată Bacău și asta care ruginit rău, nu mai știe lumea unde se plece. Cum? Indicatorul ăsta, chiar la intersecție. Care se spune Bacău? Dar nu de 10 ani și nu spus nimic. Poftim? Dar unul de 10 ani. Cât o fără la 10 ani și nu spus nimic. Păi dar tot adunările lor de 10 ani. Dar trebuie să mai ai o să ai, o să-l faci. Acum au ruginit, cât au fost reparațiile alea de la urmă. Acum e în ordine, îl facem în urmă. O rușine de aseară, că plouă, îl facem voi. Avem adresă, făcută la... Și așteptăm, am văzut la Bacău, așteptăm să montăm terminul. Pentru că GPF-ul, cei care vin în tranzit, am și vorbit, sunt mașină de Suceava, de Botoșani, de București, GPF-ul scoate pe drumul cel mai scurt. Și atunci șoferul nu are nicio vină că așa-i dă GPF-ul. Dar o să punem indicator acolo, dar nu putem pune fără acordul. Așteptăm, chiar ieri am vorbit chiar la municipiu și m-a asigurat. Nu pot monta niciun semn fără acordul cu legea rutieră. Nu ai voie să pui nimic. Pentru că ne fiind cu acordul lor, cum dai amenzi? În baza cărui legi? Că ăla îl contestă. Părăși, zice, mă, du-te, bă, deci că ăsta nu-i trecut, nu are avizul. Ce faci? Noi trebuie să fim în regulă, ca să putem lua măsuri după aia. Să punem la vot punctul 6. Iar problema nu e numai deodată că se aglomerează traficul. Avem două școli, avem SOS-ul, avem grădinița, avem podul care nu rezistă. Deci avem ien motive pentru care să nu... Știți o familie care ceva acum? Nu, chiar m-am gândit. Nu dau seama de cine. Am întrebat pe la mare, dar unde stai? Și-a arătat casă din alea de educație, nu Boreza sau altul mai încoace. Stăm acolo, da? Seara, stima asta. Bine că nu s-a întâmplat nimic. În urma votului exprimat, punctul 6 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării unor bunuri aparținând domeniului public al Comunei Hemiuș Buțu Bacău. Proiect inițiat de domnul primar. Poftiți, domnul primar. Faptul că în 15 aprilie s-a extins suprafața de intravilan. Totodată au mai intrat și unele de suprafețe de drumuri în intravilanul comunii, drumuri care nu erau inventariate și intabulate. Inventariate erau, dar nu erau intabulate. Și ne pregătim pentru a putea face proiecte pentru asfaltări și alte investiții care trebuie să făcute. Și ca să putem face acest lucru, primul lucru trebuie să avem cărți funciare și să putem să fie intabulate. Subsemnat, în calitate de primar, în conformitate cu prevederile articolului 289 alineatele 6-8 din Ordonanța de Urgență 57/2019, propun spre aprobare a unui proiectul de hotărâre a Consiliului Local Hemiuș pentru alocarea fondurilor urbanești necesare intabulării unor bunuri aparținând domeniului public al Comunei Hemiuș, județul Bacău, întrucât la data întocmirii inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Hemiuș, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 19/2000, a fost omisă o serie de drumuri sătești și comunale, monumentul istoric, poduri, etc. Prin modificarea contururilor limitei intravilanului prevăzut de planul urbanistic general, unele drumuri de exploatare agricolă s-au transformat în drumuri sătești și comunale. O parte din drumurile de exploatare și sătești necuprinse în inventarul din 2000 sunt cuprinse în registrul cadastral al parcelor anului 1989.
bunurile care trebuie intablate, nu fac obiectivul, nu fac obiectul unor litigii aflate pe urmă instanță pro de judecată, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire a depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobililor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, acestea fiind după cum urmează. În primă urgență, suma de 27.000 de lei necesară în tabulării unor drumuri sătești comunale care au fost cuprinse în intragranul comunii ca urmare a aprobării noului plan de urbanism general al comunii Hemeuș. În a doua urgență, suma de 43.000 de lei necesară în tabulării altor bunuri cuprinse în inventarul bunurilor aferente domeniului public al comunii Hemeuș, de Bacău și a tuturor drumuri de exploatație agricolă. Să luăm cu a doua urgență. A doua urgență, drumul de exploatare agricolă, drumul extravilan. 32.000 de metri, prețul, alte bunuri, monument istoric. Poduri, 1, 1.300 de lei, poduri, 5, ori 1.300 de lei, ciușmea fântânele, 1, ori 1.300 de lei, intablare, rezervoare, apă, 2, ori 1.300 de lei. Total, 11.700. Drumuri sătești în primă urgență, nisipărie, drumul de exploatare 409, strada Liliacului, drumul de exploatare 423/87, strada Măceșului, drumul de exploatare 423/672, strada Pădurii, drum de exploatație, satul Hemeuș, 2696 de metri, Ion Simionescu, de drum sătesc 659, 663, 676, 769, 259 de metri. Grigori Tăbăcaru, drum de exploatație 291/20, 200 de metri. Strada Florilor, drum sătesc 987, 277 de metri. Strada Pensiunii, drum sătesc 232, 270 de metri. Strada Lacrima, drum de exploatație 173 de metri. Așa, strada 265 de metri, strada Cornului, drum sătesc 311, 550 de metri, strada Grădinarilor, drum de exploatație 166, 475 de metri, strada Troiței, drum de exploatație 400 de metri, satul Ilieci, 4118 metri, străzile adiacente, strada Calea Moldovei, drum sătesc 756, 809, 826, 840, 1283, 350 de metri în sumat. Strada Hidrocentralei, drum de IEF, drum cale ferată sau ce? Da. Așa, 1388, 513 metri. Strada Avicolei, drum sătesc, 1159, 97 de metri. Strada Nouă, drum de exploatație 171, 250 de metri. Strada Rozilor, drum sătesc 983, 985, 206, 1648 de metri. Strada Sfântul Gheorghe, drum sătesc 206, 450 de metri. Strada Trifoiului, drum de exploatație agricolă 40, 600 de metri. Străza adiacente, străzii Hotarului, drum sătesc 1475, 210 metri. Total, drumul sătesc 8550 de metri. 27 de străzi, 1000 de lei, 27.000 de lei. Astea valori luate din SICAP. Dacă aveți posibilitatea să luați cuvântul, nu am dispus nimic, punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim la tineri, potrivă, unanimitate, punctul 7 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Hemeuș, numărul 64 din 31.08.2021, cu referire la însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Hemeuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Până la urmă, care este stemă? Care rămas asta? Nu, dar nu s-a schimbat nici stemă, s-a schimbat numai descrierea. Deci, la anexa cu descrierea stemei, au mai intervenit 4-5 cuvinte în plus. Asta este diferența față de hotărârea 64. Da, în funcție de cineva? În funcție de cineva, da. De comisia hierarhică de la județ. Da. Comisie care se întâlnește foarte des. Da. Da.
Noi știm despre... Sunt noutăți pentru dumneavoastră? Nu. Cine este pentru... Mulțumim frumos, împotriva... Cine... Acum să dea Dumnezeu să avem o stemă după atâți ani. Punctul numărul 8 a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor echipamente electronice de calcul de natura mijloacelor fixe necesare în cadrul compartimentului de specialitate în Comunei Hemiș. Proiect inițiat de domnul primar. Poftiți. Tot vorbim de digitalizare și toate. Deci așa cum ați primit materialele, avem ca și mijloace fixe, un calculator mare, 3 imprimante și 3 unități centrale ca și mijloace fixe. Calculator. Nu, a fost luat textul aprobat. Este vorba acum de a trimite documente multe mulți avizatori și astea vor scana. La ora actuală stă într-un singur scanner care e pe hol, care face la copii la oare și face... Da, știu asta. Și plătim. Este vorba despre 3 multifuncționale care deja, ala fiind vechi, ne cresc costurile foarte mult. În fiecare lună avem o sumă destul de substanțială care o plătim la... De a se deplasa registrul agricol, de exemplu, ca să trimite la o instituție o schiță sau oile, trebuie să ies pe hol, să o scaneze, să se întorc înapoi. De specialitate al primarului. Despre asta este vorba. Ghișeul funcționează? Să punem la vot sau mai aveți de comentat? Cine este pentru? Abținere împotrivă, mulțumim, în unanimitate, punctul 9 trece. Proiect de hotărâre, punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Hemiș, județul Bacău, pentru ședința adunării generale a acționarilor a societății companiei regionale de apă Bacău, IESA din 06-12-2021. Proiect inițiat de domnul primar. Aici cred că trebuie să delegăm pe cineva. Da, trebuie să delegăm pe cineva la ședința acționarilor de la CRAB. De fiecare dată a fost delegat domnul Vici. Nu, dar acum este deja trecută data, pentru că a fost pe 6 noiembrie, după care a revenit. Pe 6 decembrie. Și acum a adus pe 6 decembrie. Vor hotărâri mereu. Da. Sunteți de acord cu hotărârea, spunem la vot. Deci rămâne în continuare domnul Vici. Deci. Sunteți de acord, da? Mulțumim frumos. Împotriva, cine nu mai sunt. Trecem la punctul numărul 11, pe care doamna secretar generală îl va prezenta înaintea dumneavoastră și dumneavoastră veți facă. Da. Am mai aprobat. Cei mai vechi în Consiliul Local știu că am mai aprobat pentru extinderea activității unor societăți din parc, extinderea cu câte o suprafață. Acum societatea vine acate, vine cu solicitare pentru noi, vrea să se extindă afacerea cu încă 2500 de metri. Ce se întâmplă? Noi trebuie să trecem din domeniul public în domeniul privat, în cadrul aceluiași parc, același teren, numai că trebuie trecut din public în privat, se poate construi. Domeniul public poate construi. Atâta trebuie să facem noi. În felul ăsta se vor crea niște locuri de muncă, vor mai veni niște bani la buget, prin taxele și impozitele pe clădiri și taxele de autorizare și tot ce mai trebuie, plus... Cel mai important. Crearea de locuri de muncă. Da. Și unde este terenul acesta? În fața unei dintre fapte. În interiorul ghidului. În interiorul ghidului. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și trecerea suprafeței de 2500 de metri din pătrat din domeniul public al Comunei Hemiș în domeniul privat al aceeași comune. Subsemnați Gălean Liviu și Rusu Daniela din cadrul compartimentului cadastru agricol, nomenclatură stradală administrația domeniului public,
și privat, protecție civilă. Văd în referatul de aprobare a primarului, Comunii Hemeiorș, numărul 12.291 din 10.11.2021, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafețe de 2500 din incinta parcului industrial HIT Hemeiorș, cu numărul cadastral 65.455, trecerea și 2, trecerea suprafeței de 2500 din domeniul public al Comunii Hemeiorș în domeniul privat al Comunii Hemeiorș. Existența la compartimentul de specialitate al solicitării unei societăți comerciale din incinta parcului industrial HIT pentru concesionarea unei suprafețe de teren de 2500 m² în vederea extinderii unei hale industriale pentru producție de componente auto. În conformitate cu prevederea articolului 5, litera E din legea 50/91 privind utilizarea executărilor lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, care prevede, prin excepția de la prevederea articolului 13, alineatul 1, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații. E. Pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia. Pentru a respecta conținutul capitolului 2, concesionarea terenurilor pentru construcții, articolul 13, alineatul 1, și 3 din legea 50/91 privind autorizarea acceptării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că 1. Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrative teritoriale destinate construirii pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică potrivit legii în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii în vederea realizării de către titularea construcției. Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitant cu respectarea prevederilor legale, urmându-se valoarea superioară a potențialului terenului. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu articolul 12.2, 12.3 din contractul de concesiune înregistrat la Primăria Comunii Hemeiorș cu numărul 9.591 din 9.10.2020, numărul 322-23 din 12.10.2020 la Parcul Industrial HIT Hemeiorș, încheiat de către Consiliul Local al Comunii Hemeiorș, CE Parc Industrial HIT Hemeiorș, CE Parc Industrial HIT Hemeiorș, s-a exprimat acordul pentru concesionarea suprafeței 2500 cu diminuarea corespunzătoare a suprafeței prevăzute în contractul de concesiune cu Parcul Industrial Hemeiorș. Noi am aprobat concesiunea a întregii suprafeții către administratorul și către parc. Administratul parcul, către parc. Acum o să diminuăm cu 2500 din concesiunea care trebuie să ne dea, în schimb va plăti proprietarul care va construi. Ținând cont de prevederile articolul 36 din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, care precizează modul de trecere a unui imobil din proprietatea publică în proprietate privată a unități administrative teritoriale, trecerea unui punct din domeniul public al UAT în domeniul privat al acestuia se face prin hotărârea Consiliului Local al Comunii, dacă prin lege nu se dispune altfel. 3. Instrumentele de prezentare și motivare ale hotărârii prevăzute de alineatul 1 și 2 se regăsește în mod obligatoriu justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public național sau local după caz. Motivarea trecerii suprafeței 2500 m² din incinta parcului industrial HIT Hemeiorș în domeniul public al Comunei Hemeiorș în domeniul privat al aceeași comune rezidă din faptul că se atrag fonduri suplimentare la bugetul local prin taxa de concesiune, respectiv cel puțin suma de 3.750 de euro, 2.500 de metri pătrat ori 1.5 euro metri pătrat pe an, impozite pe salarii datorate de firma care va concesiona terenul și se vor îndrepta către bugetul local al comunei noastre, se va reduce nivelul ratei șomajului în comună, ținând cont că în contractul de concesiune vom stipula faptul că din totalul locurilor de muncă noi create, cel puțin 50% vor fi dintre locuitorii comunii noastre, crește coeficientul de utilizare a terenului din incinta parcului industrial Hemeiorș, conform articolul 880, alineatul 1, cod civil, este necesar ca noile imobile, loturi, rezultate în urma dezlipirii, să fie înscrise fiecare în carte funciară.
în cartea funciară. Pe noile cărți funciare, după dezmembare, o să menționeze noi numere cadastrale pentru fiecare luată parte, iar vechea carte funciară se va închide fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri. În conformitate cu prevederile articolului 129, alineatul 2, litera C, colaborate cu alineatul 6 al acelui articol, articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului, 57/2019, prin codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, având în vedere cele mai sus, propunem trecerea terenului în suprafață de 2500 de metri pătrați, având numărul cadastral 65455, teren situat în cintea parcului industrial IT Femeiuș, din proprietate publică în proprietate privată a comunei. În sensul celor de mai sus, s-a elaborat prezentul raport și propunem inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru 1. Dezmembrarea unei suprafețe de 2500 metri pătrați din incinta parcului industrial IT, cu numărul cadastral 65455 conform anexei, trecerea suprafeții de 2500 metri pătrați din domeniul public al Comunei Himeu și în domeniul privat al Comunei Himeu. Acestea fiind spuse, dumneavoastră aveți ocazia să vă înscrieți la cuvânt sau să supunem la vot punctul numărul 11. Dacă poftiți, domnul Roșu. Costurile pentru dezmembrare, stipulat acolo că să le suporte firma care dorește să... Terenul e a primăriei, proprietarul. Când vrei să vin, sau vrei să închiriezi, sau vrei să... Poți negocia cu cel interesat? Da. Dar nu știu că aici, nu știu dacă e vorba de o sumă așa de importantă. Vorba de 700 de lei. 700. Nu e o sumă așa de... La câte beneficii s-ar putea să, ar putea genera? Acum, nu știu, chestia asta chiar ne-am discutat. S-ar putea să facă ei cu cadastrul lor, care l-au angajat la parc, că ei vor mai veni cu niște solicitări cu terenul care îl au și nu are niciun fel de utilitate în momentul de față. Am atras atenția celor de la parc să se organizeze, să-l identifice, poate, pentru a putea să-l concesionăm. Că eu cred că e mai bine să luăm un ban decât să crească urziți și burieni acolo în curtea asta. Acum parcă are curtea primării? Parcă are de față? E aparcă. Da. Da. E a primării acolo? Da. Tot e adică dacă mai e ceva, de voi să mai facem în evenimente ceva, nu? Nu mai vreau. Mi-i dădea și până acum, dar gândiți-vă cum ar fi însemnat vineri după amiază, sâmbătă, duminică, să blocheze activitatea de acolo, mai ales sâmbăta și vinerea, că ei lucrează. Da. Ne-am gândit la chestia asta. Nu ne dă voie. Ne-au dat voie și atunci, dar n-am avut noi... Nu ne-am sincronizat. Nu eram proprietari. Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Da. Cine are împotrivă? În unanimitate, punctul numărul 11 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 12. Aveți cuvântul, domn primar. Da, este vorba de o... chestii care n-am mai făcut-o până acum. Ne-am gândit că toată lumea în prima fază zice hai să ajutăm copiii necăjiți, hai să facem cadouri la familii nevoiașe. Sunt deja persoane cu suflet mare, persoane generoase care vin an de an și ne cer aceste lucruri. Crucea Roșie și nu mai spun câte și câte alte instituții specializate în acest sens. De fiecare dată făceam eforturi, fiecare, cum putea, de unii putea, și am reușit să mai adunăm la copii. Ca să dai numai la o parte din copii, nu poți să te duci în clasă și să spui, băi, tu ești de dealul cu tare, ești mai necăjit, tu provii dintr-o familie. E umilință, nu... Ținând cont că și celălalt de lângă el e tot copil, chiar dacă are o situație mai bună acasă. Și atunci, vezi în fața dumneavoastră, cu o propunere, dacă sunteți de acord, să aprobăm o anumită sumă și în funcție de asta să ne încadrăm într-un... Într-un pachet, un pachet pentru fiecare copil. Am o adresă din partea școlii. Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă și importanța în viața creștinilor, dar mai ales bucuria venirii lui Moș Crăciun în viața copiilor. Când aceștia se simt răsplătiți pentru faptele lor de peste an, știu fiind faptul că aceste sărbători ne unesc și ne fac să fim mai buni, mai toleranți și mai darnici, prilești, cu care putem dovedi că suntem iubitori, dar și un exemplu de urmat pentru cei mici. Vă solicităm acordarea unui sprijin financiar cu scopul achiziționării de cadouri pentru copiii și elevii unităților de învățământ
de pe raza comunii Temeruș, cu respectarea legislației în vigoare. Acum, numărul copiilor pe care îl avem e aproape același ca în fiecare an, doar mi-amintesc că 2017-2018 am avut 465 de copii. De atunci n-am mai avut. Nu mai avut, tot scăzut. E un numărul de elevi, undeva 417-420. Ultimii 2-3 ani. Ultimii 2-3 ani, acum suntem 442. Au. Da, la grădiniță a crescut. Da. Numărul plus că... Total gimnaziu, îți două... Sunt pe școli. 64 de copii. Vezi pe școli. Da. Deci, Grigori Tăbăcală, la grădiniță, sunt 100 de copii. Din care fete 50. La Pescu? Da. Deci total elevii 439, preșcolară 123, la Cercu Primar 171 și gimnazială 145. Ați propus cumva o sumă? Am zis undeva la 20.000. Poate n-ajungem la suma asta, să vedem, că aici poate să mai intervenim. Dar să avem undeva să poți face un pachet de 25-30. Păi spuneți la copiii care locuiesc aici, care au domicilii aici. N-am nevoie. Noi vorbim de școală. Da. Păi, bine, de unii. Care au domiciliu aici, ar fi sigur că au și copiii la școală. Nu chiar, pentru că așa mai mare copilul la picior de muzică, la picior de muzică. Păi e de acolo. Păi noi care avem de la Rahva, dacă le-am la grădiniță, nu le dăm aici? Nu. Eu n-am nimic cu potriva. O poți distribuia să știi la ăla, dar mai gândit și la ăla? Da-mi pui. La distribuirea lor, chiar te rog frumos să vii alături de noi. Nu zic, dacă mai sunt 10 pachete, 20, putem da... Oricum o să ne aduc. Noi am organizat ca în fiecare an, ne-am organizat cu Moș Crăciun. Acum să vedem situația care o să fie în școală. Dar, datorită faptului că s-au dat voi la prezență fizică, eu cred că în ultima zi de curs, pe ultima zi de curs, o să ne facem timp cum ne-am făcut și ani din urmă și o să venim cu Moș Crăciun, cu cadouri la fiecare clasă. Da. Sau, nu știu, evenimente nu cred că mai organizați. Dar nu știu dacă ne dă voie. Anul trecut chiar au specificat, au dat ordine. Da. O să vedem ce e. Da. Cerem Moș Crăciun. Nu, eu acum să dea Dumnezeu să-i găsim, când o dai seama că nu. Păi noi, felul cum ne-am organizat în fiecare an, așa o să facem și anul ăsta. Deci pe data de stabilim un program cu directorii de la școală. La ora de suntem la școala din Hemeiuș, la ora de suntem la școala din Ilieș. Asta trebuie să întâmple undeva până ora 2. Așa, practic, cum acoperim cuiul? Cum acoperim? Cine vrea să vină? Pentru că... De exemplu, 50 care vin într-adevăr, sunt copii și nu sunt nimeni. Ok, dar cum ai justificare în spate? Aici avem o situație de la școală. În cazul ăsta nu ai control cât noi dăm prin școală. Asta zic. Proces de școală cu adresă din partea școlii și cu un număr, se poate stabili un buget. Acum să luăm, ce să luăm? Acoperitor, că o să vină 10, 15, 20, 30 de copii. Cum îi centralizăm? Cum facem ca să justificăm și banii care alocăm pentru, ca sumă respectiv pentru fiecare copil din aia 30-50? Care nu sunt în cadrul școlii din Hemeiuș. Școală. Da. Aici problema. Adică, stai seama că ori cu 200, 300 de lei, 500 de lei, plus orice, e vorba de sumă. E vorba cum justificăm după aceea vis-a-vis de organele de control, cum ai luat decizia asta, pe ce bază ai alocat sumele respective. Da. Și e posibil ca și părinții să nu aibă domiciliu. Cum? Foarte posibil. Da. Aici cred că doamna directoare face o situație și spune am 420 de lei, dar eu dau 450 pe listă, că este siro acum, că ar te verifică imediat. S-o scoate spația pe loc. Eu mă refeream că au domiciliu aici, copiii care... Corect. Cum avem domiciliu? Cum avem pe cei care au domiciliu aici ca copii? Bun, n-au venit, dar aici nu avem la primărie. Câți copii sunt? Nu o să avem. Mai organizați aici a serbare?
Dacă, dacă situația se va mai relaxa și văd că sunt toate șansele să se relaxeze, vom face anul ăsta, cel puțin așa m-am gândit. Acum o să ne consultăm, vedem și părerea dumneavoastră. Mi-aș dori să o facem în aer liber. Ca să nu existe probleme, ținând cont că prima zi de Crăciun e sâmbătă, sunteți un pic atenți, prima zi de Crăciun e sâmbătă. A doua zi e duminică, de obicei a doua zi de Crăciun o făceam. Și mă gândeam, dacă și așa nu se lucrează la parcul industrial, exact cum spunea și Puiu, acum o să ne lase și încercăm să ne organizăm acolo, în parcarea hitului, să organizăm un eveniment cu obiceiuri și date. Să aducem la fel urși de undeva, de pe Valea Muntelui, căpriță, scăbușor, colinde, un artist de marcă ca să ne colinde și restul cu obiceiuri și date. De aici, la parohie. Acum se organizează un curs de colinde și am înțeles că copiii chiar se pregătesc și învață. Nu-i rău să invităm și pe ei, dacă chiar ajung la de fiecare an a făcut. În fiecare an a fost invitat de la școli sau de la biserică. Și orice artist din comuna noastră va urca pe scenă. Atunci, o melodie, două, vor urca pe scenă. Toți copiii din comuna noastră și toate talentele pe care le-am descoperit în ultimii 5 ani, așa le-am descoperit. Urcându-l pe scenă acolo, o melodie, dacă au cântat o colindă, ceva să-l putem. Acum vine Puiu și întreabă, niște pachetele ceva, copiii care participă. Atunci ne imobilizăm cu altceva. O să avem nuci, meri, colaci, așa se dau la colindători. Da. Deci, sunteți de acord cu evenimentul și cu suma propusă? Evenimentul de principiu, nu? De principiu, da. Și suma propusă. Cine este pentru? Mulțumim frumos. Cine are potrivit? Dacă vă mai amintiți, numărul 12. Când am organizat prima dată evenimente și la timp de obiceiuri, când am venit în Căminul Cultural, nici n-aveam unde să... Aveam o 20 de scaune, 30, și ne-am trezit cu o mare de oameni. Nu ne așteptam să vină atâta lume. Probabil atunci am realizat că, de fapt, evenimentele astea sunt foarte dorite. Da. Ultimul, chiar regretatul Petric Mățu Stoian a fost pe scena asta cu 2 ani la noi. Da. 3 ani. La diverse, ultimul punct, dacă mai aveți alte probleme. Dacă nu mai aveți, vă mulțumim pentru participare. Poftiți, domnul Roșcu. Domnul primar, simplu i-ați văzut dumneavoastră. Din zona Proca, Sava, da. Apar 3 copilași zilnic pe acolo. Nicuți. Ieri l-au evitat la câțiva centimetri, m-aș ajuta. E un glume, este extradă, sunt reglumite. Noi eram la bogată șansă, l-au evitat prin nou părinte. Oră s-a lu Sorin Codea? Da. Dar nu poate, nu poate. Este unul în clasa a treia care chiar propune să facem o felicitare către primărie pentru că vine o dată de săptămână maxim la școală. Ei primesc